Bueno, pues. ¿Ah? Holástica. ¿Eh? Uy, tengo Lincoln. Múndate, güey, más vuelta. Acabé de decir número uno, acolerado dos. De color plástico. Va pe amândouă. Una de acolo. Și de asta de aici au dispărut. Ok. Bă, așa e informativ. Dacă tot stați afară la poveste, știți că sticlele s-au luat amândouă. Momentan n-or strigat. Momentan n-or strigat, dar le-or luat pe amândouă.
N-ai comunicație cu ei, nu? Nu că majoritatea văd că sunt clădiri și sticlele au dispărut amândouă. Dar n-au anunțat că le-au luat sau nu. Stai să văd și cealaltă, stai să văd asta de aici, dar eu am văzut mai devreme că nu-i. Stânga-i luată. Dreapta 100% de mult. 100% atunci. Anunțați că trebuie să vă retrageți toți în clădire. La 20 de minute. Da, da? Da, da? Ei se regrupează, nu trageți momentan, se duc în clădirea mare, după care merem să luăm sticlele. Ladi, nu mai trage! Schimbă încărcătorul, care a rămas fără bile. Ei! Nu mai trageți, mă! Du-te în clădirea mare! S-a apărat sticla! De ce? Păi știu, dar nici ai voștri nu strigat, bă, regrupare, bă, una, bă, alta. Păi na, trec alea 20 de minute și pe aia îmi zice, vezi, bă, că mai aveți 5 minute, știi? Da, da, da. Da, corect. S-au luat sticlele de mult. În clădirea mare, sus, pe coloar. Noi trebuie să le luăm în 20 de minute. Noi avem două vieți, ei au o viață. Băieți, băieți, adunarea pe mijloc aici, între clădiri, pe mijloc. Vladi! Cine? Nu pleacă de acolo. Bine, ok, rămâi acolo. Ne regrupăm pe mijloc, trebuie să luăm din clădirea mare. Eu zic că e departe. Păi acolo e zona lor, dacă le luăm noi, le țineam acolo. Dar noi nici măcar nu le-am păzit. Fii atent, n-aveți voie să trageți... Unde-i? Hai și restul lumii. Păi stai că noi venim și ne trag. A, să tragă. Că deja 20 de minute au început cronometru. N-aveți voie să trageți drept în sus, ei n-au voie să treagă drept pe jos, să nu vină pe sub ochelar, pe sub una alta. Singura zonă prin care putem să atacăm clădirea și este super mega simplu, tot o luăm pe partea stângă, pe la zona lor de respawn, n-au voie să se uite, n-au voie să tragă, n-avem voie să tragem. Ne lipim de clădirea lor și după aia o mergem așa, roată prin dreapta și prin față. Ei n-au cum să tragă în jos de pe geamuri, noi n-avem voie în sus. Ați înțeles ideea? Da.